Autoritățile nu au găsit alte mine în zona litoralului românesc. Secretarul adjunct NATO, Mircea Joană, spune pentru Euronews că, în ciuda anxietății din jurul acestor evenimente, România este o țară sigură și apărată. De la forțele navale aflăm că probabil explozia a fost provocată de o mină care s-ar fi lovit de pietre și mai apoi de dig. Analiștii nu înlătură posibilitatea ca mina să fi venit direct de la o navă rusească din apropiere. Forțele navale din Bulgaria sunt și ele în alertă. Deși autoritățile nu au anunțat că au găsit rămășițele minei, aceasta este ipoteza cea mai plauzibilă a forțelor navale. Cel mai probabil se pare că a fost o mină marină. Minele marine cu care ne-am confruntat în ultima perioadă sunt mine marine de dimensiuni mici, aproximativ 60 de centimetri în diametru. Sunt greu de văzut pe mare. Este posibil ca mina care a ajuns ieri la Costinești să fi lovit întâi stâncile din apă și apoi digul? Da, sigur, cam acesta ar fi scenariul. Aceasta este porțiunea de dig care a fost ușor afectată de explozia de ieri a minei marine. Undeva în zona din spate se vede, doar că nu poți să te apropii din cauza valurilor puternice, iar martorii spun că explozia a fost atât de puternică încât bucăți din pietrele de aici au fost murse și aruncate pe distanțe destul de importante. În momentul de față este o anchetă coordonată de către autorități, doar că ancheta bate pasul pe loc din cauza condițiilor meteorologice. La Constanța, în momentul de față, este cod galben de vânt. Oamenii din zona digului s-au speriat și au sunat la 112. Destul de periculos, ca să zic așa. Și să sperăm că nu se mai întâmplă, dar cuvântul ăsta nu poți să știi la ce să te aștepți. Eram cazați în camera de hotel și am auzit zgomotul acela puternic. V-a speriat? Ei, puțin ne-am panicat, dacă n-am auzit bubuitura aia și a început alarmele să chiuie pe aici. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, spune că Marea Neagră este un loc tensionat, dar România este norocoasă să fie în NATO. Spune că lumea să stea liniștită. Știu că e ușor de inflamat un pic anxietatea care plutește în jurul acestui conflict, dar România este o țară sigură și Marea Neagră, cel puțin în zona limitrofă NATO, este o zonă liberă și sigură. Curenții marini sunt în continuare din nord-est către România și Bulgaria, adică dinspre Crimea. Iar meteorologii anunță că prognoza meteo este asemănătoare pentru următoarele zile. Nu turiștii sunt cei mai expuși, ci navele maritime, spun specialiștii. Aici oamenii știu că intră într-o zonă cu probleme, sunt și pe măsură anumite lucruri care se întâmplă și anumite măsuri care se iau la bordul navelor când intră într-o asemenea zonă cu risc ridicat, acum cu risc de război. Ei știu despre ce e vorba, sunt tot timpul pregătiți și cred eu că nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere al circulației mărfurilor. Unii experți nu elimină posibilitatea ca mina să fi fost eliberată de o navă rusească din apropiere. Personal, îmi vine destul de greu să cred că astfel de mine ajung într-un termen așa de scurt, de la o distanță extrem de mare, respectiv de pe din zona costieră a Ucrainei tocmai până la Costinești. Iar trebui măcar o săptămână unei astfel de mine ca să ajungă de acolo până aici. Ministerul Apărării din Bulgaria anunță că forțele navale sunt menținute în stare de alertă, iar navele militare supraveghează apele teritoriale. În România, un elicopter Puma naval, un avion militar american, scafandrii EOD și garda de coastă au verificat orice posibilă prezență a minelor marine. De la începutul războiului în Ucraina, autoritățile române au descoperit și distrus 5 mine pe teritoriul țării noastre.